Singurătatea și încrederea fundamentală în lume. Nu încape îndoială că nu numai despărțirile influențează formarea atașamentului emoțional, ci și calitatea relațiilor dintre copii și părinți. Un atașament emoțional sănătos este imposibil fără încredere. Încrederea fundamentală în lume și în oameni. Inoculată în copilărie, e baza clădirii unor relații calde, apropiate, intime. Întrucât tema încrederii joacă un rol atât de important în dezvoltarea personalității și în construirea relațiilor interpersonale, o vom trata mai amănunțit. Mama și tatăl pot fi nedespărțiți de copil. Dar totodată inaccesibil emoțional. Închiși, reci, pot ignora sentimentele și necesitățile psihologice ale copilului sau îl pot supune violenței fizice. Ambele situații pot fi considerate exemple de comportare crudă față de copii. Cu toate că mulți părinți nici nu realizează cât de mult îi dăunează copilului prin purtarea lor, iar unii sunt chiar absolut convinși că au dreptate să procedeze așa. Știu o femeie care voia foarte tare să devină mamă model și a făcut totul ca la carte. L-a citit din scoarță în scoarță pe doctorul Spoke și nu se apropia de copilul ei sugar atunci când plângea 20 de minute, în timpul cărora copilul ar fi trebuit, promitea cărticica, să se liniștească singur. Cu toate că inima ei de mamă se frângea de țipetele copilului, a suportat cât era prescris. Or, doctorul Spock greșea Știința contemporană consideră că până la vârsta de șase luni, copilul nu e capabil să se liniștească singur, deoarece procesele de inhibiție nervoasă sunt încă mai slab dezvoltate decât cele de excitație. Copilul nu se va liniști, el se poate doar epuiza, va obosi și se va potoli dar asta nu înseamnă că se simte bine și e liniștit, ci, pur și simplu, nu mai are putere să țipe, iar înăuntru lui se instalează starea de disperare. Senzația că oricât ar țipa, tot nu o să vină nimeni la el și că nu are rost să cheme, face adeseori ca la copil să nu se formeze încrederea fundamentală în lume. Încrederea fundamentală Înseamnă a percepe lumea ca pe ceva binevoitor, a simți că în această lume ești iubit și acceptat. Chiar dacă adultul nu e capabil să-și amintească cea mai fragedă vârstă, la nivelul senzațiilor, el poate păstra experiența ei, ducând-o cu sine toată viața. Cu cât a fost mai timpurie trauma, cu atât sunt mai grave urmările ei. Un caz diametral opus este reprezentat de o femeie care a avut o copilărie destul de fericită și povestea următoarea amintire caracteristică. Eram mică de tot, stăteam întinsă în pat, abia mă trezisem după somnul de după masă și știam sigur că în spatele ușii întreaga familie așteaptă să mă trezesc, și când o să mă scol și o să ies din camera mea toți o să se bucure de mine foarte tare, strigând, scumpa noastră s-a trezit, o să mă ridice în brațe și o să mă îmbrățișeze, o să mă sărute. În această amintire, principalul este senzația, mă așteaptă, sunt iubită, mă acceptă. Chiar dacă unui om, cu o asemenea încredere fundamentală față de lume, îi se mai întâmplă perioade de singurătate forțată, cel mai frecvent nu le percepe ca pe o catastrofă, întrucât are un sprijin de nădejde în experiența trecutului. În mod corespunzător, dacă copilul crește cu senzația că nimeni nu-l așteaptă, că nimeni nu are nevoie de el, că nimeni nu-l iubește, că nu convinge nimănui, că nu convine nimănui așa cum este, pentru el, singurătatea devine o stare obișnuită, dar cu nimic mai puțin dureroasă. Aș vrea să sper că această carte va ajunge în mâinile viitorilor părinți. Aceste informații pot fi însă foarte folositoare și părinților care își educă acum copiii și descoperă că nu tot ce fac favorizează dezvoltarea personalității copilului lor. Singurul lucru cu privire la care trebuie să vă previn, este următorul: după citirea cărții, nu trebuie să aibă pretenții exagerat de mari față de ei înșiși. În afară de sentimentul vinovăției și de complexul inferiorității, nu vor obține nimic, iar aceștia nu sunt cei mai buni tovarăși în lucrarea educației. Una dintre principalele probleme ale părinților care au apucat-o pe calea îndreptării este atitudinea excesiv de critică, uneori absolut depreciativă față de ei înșiși, în locul criticii sănătoase a gesturilor și perspectivei proprii. Nu trebuie să vă străduiți să fiți părinți buni cum trebuie. Mai important e, totuși, să rămâneți oameni vii, cu punctele voastre tari și slabe, fiindcă și copiii devin ostatici ai perfecționismului părintesc. Logica este simplă. Părinții buni au copii buni. Dacă cel mic face ceva greșit, înseamnă că este rău și părinții lui sunt răi. În asemenea afirmații categorice. Nu se găsește însă loc pentru copiii și părinții vii și reali, care fac foarte des ceva greșit, căci copiii abia învață să trăiască, iar părinții să fie părinți ai copilului respectiv concret. Veșnica nemulțumire de ei înșiși le provoacă părinților o mare tensiune interioară, care se transformă în iritare iar de acolo nu e departe până la agresiune. Privindu-și părintele posomorât, iritat, chinuit de permanentele pretenții față de sine însuși, copilul, în virtutea egocentrismului său, din cauza mea se întâmplă toate astea, se simte vinovat de nefericirea părintelui. De altfel, oamenii își varsă de obicei nervii pe cei care nu sunt în stare să răspundă adică pe copii. După care, la părinți, sentimentul rușinii și dezamăgirii de capacitățile lor părintești, se intensifică, iar idealul devine tot mai greu de atins. Pe când, acceptându-și imperfecțiunea, împăcându-se cu faptul că greșelile și eșecurile sunt componente firește ale vieții și dezvoltării, Deprinzându-se să distingă critica sănătoasă, constructivă a unor gesturi concrete de autoflagelare și de depreciere a propriei persoane, mamele și tații se pot simți mai liniștiți și mai liberi, vor căpăta puteri pentru autodezvoltare, vor începe să zâmbească mai mult. Iar acesta este, pentru copii, cel mai bun cadou. Pentru părinții ai căror copii au crescut și care au comis deja greșeli, la seminariile noastre oamenii se tânguie în mod frecvent unde ați fost până acum cu toată informația asta, câte necazuri am fi putut să evităm. Este important să nu se ocupe cu autoacuzarea sau autojustificarea, ci să-și accepte trecutul așa cum a fost el și să se împace cu ideea că nu sunt ideali, ci sunt așa cum sunt. Dacă, totuși, cele, toate cele descrise mai sus stârnesc un ecou dureros în amintirile din copilărie, ale celui care citește aceste rânduri, repetăm, experiența confirmă că influența condițiilor negative asupra dezvoltării personalității nu este fatală. Omul... Nu trebuie să pună cruce pe sine însuși, oricum nu o să miasă -mi nimic. Maturizându-se, el va fi în stare să depășească urmările traumelor psihologice din copilărie, să crească din ele, deși, în mod evident, această întreprindere nu este dintre cele ușoare. Câteodată ea consumă mult timp și multe forțe. Principalul este să ținem minte că putem schimba multe în atitudinea noastră față de noi înșine, față de viața noastră, față de ceilalți oameni. Dacă dorința există, mijloace se vor găsi. Adeseori, principalul obstacol în calea schimbării este constituit de modurile de gândire cu care omul s-a deprins și care se declanșează automat, așa numitele aserțiuni restrângătoare, care nu le lasă să facă nici măcar un pas spre scopul stabilit. Ce o să creadă lumea despre mine? Dacă nu o să plac nimănui în această nouă ipostază, în familia mea nimeni n-a procedat așa. Nu știu cum e mai bine și în mod sigur o să greșesc toți o să creadă că am înnebunit. De ce pățesc eu toate acestea? Părinții au dat-o în bară, iar eu trag ponoasele. Nu este drept. Să se schimbe alții, de ce să fac eu totul întotdeauna? Oricum, nu o să iasă nimic din asta. Nimic nu are rost. Există multe metode de lucru cu gândurile de acest gen. În calitate de exemplu, Vom descrie una dintre ele. Când încep să vă chinuie îndoielile nepoftite, vă puteți pune câteva întrebări care, pe de o parte, vă readuc la realitate, iar, pe de alta, vă permit să luați o poziție activă, creativă și investigativă față de voi înșivă și de viața voastră. 1. Ce am în momentul de față? În loc să enumerați ce vă lipsește. 2. Pentru ce pas înainte, fie el și mic, acum am suficiente forțe, suficientă dorință, suficient timp. 3. Ce folos pot să trag din situația de acum? 4. Ce este cu adevărat important pentru mine? 5. Ce pot să învăț datorită experienței acesteia? Imediat ce omul încetează să se autoacuze și să se autojustifice, să discute în contradictoriu cu observatorul exterior și să-i dovedească ceva acestuia, să se ocupe cu autocompătimirea și cu alte lucruri fără folos, și în loc de asta încearcă, bazându-se pe principiul realismului, să se transforme pe sine însuși și să transforme realitatea înconjurătoare, el poate simți destul de curând hotărâre și siguranță în înăzuințele sale. Deși poate că rezultatele palpabile se vor lăsa așteptate. Pe mine personal mă inspiră mult fraza sfântului Ioan Gură de Aur din epistola Pascală. Domnul și faptele le primește, și gândul îl ține în seamă.